Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunteți la emisiunea Prin Obiectiv. La Ploiești, pokemonii au fost înlocuiți cu cărți. Un tânăr din oraș a venit cu o idee inedită pentru vânătorii de pokemoni, îndemnându-i să caute cărți ascunse în diverse locuri din oraș. Cum funcționează acest joc și cât succes are, ne explică chiar inițiatorul proiectului Pokebook, Liviu Drăghici. Liviu, bine ai venit în platoul nostru! Salut, Muna, bine v-am găsit! Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră! Înainte de a vorbi despre proiectul tău, așa, ca tânăr, aș vrea să ne spui părerea ta despre Pokémon Go, un joc care știm că a devenit un fenomen în toată lumea. Îl vezi constructiv, îl vezi periculos, cum îl vezi? Nu l-am văzut deloc, nu m-am jucat niciodată. Am luat contact cu el pe rețelele de socializare, adică din postările care erau pe rețelele Dar de socializare. Dar știi cum funcționează. Ulterior mi-a arătat cineva și cum funcționează. N-am o părere foarte bună despre genul ăsta de joc. Poate singurul avantaj e că incită cât de cât oamenii la mișcare. Ar fi singurul câștig. În rest, prefer oricând interacțiunea umană decât să alergi cu o biluță după niște maimuțoi. Bun, tu ne propui o altă variantă. Da, noi am încercat să facem după același model, doar că am înlocuit acele creaturi din desenele Pokémon, pentru că desenele Pokémon au fost urmărite de toți cei care sunt de vârsta noastră. Noi le-am înlocuit cu cărți pe care le-am amplasat prin diferite locuri cu caracter cultural-artistic din oraș. Nu știu, muzee, cinematografe, librării și așa mai departe. Dau ploieștenii Pokémon.